Acest program vă este oferit de Maurer Imobiliare. Tu când ai citit ultima dată o carte care să te fascineze? Nu există om care să nu vrea să citească, există doar oameni care nu și-au găsit acea carte. Cărțile au secretele lor, iar în lumea lor secretă te invit în fiecare duminică de la ora 17. În fiecare ediție îți voi prezenta și recomanda o carte, ne vom întâlni cu invitați de excepție și la rubrica Bizaria vei afla din tainele scriitorilor, artiștilor, precum și despre viețile și iubirile lor tumultoase. Sunt Natasha Alina Culea, bun venit la Book Media! Dragii mei, cum la fiecare ediție vă prezint o carte, astăzi a sosit timpul unei cărți absolut speciale, Război și pace. Este scrisă de Lev Nicolaevici Tolstoi. Cartea face parte din colecția Carte pentru toți și nu mai este nevoie să vă spun că de această carte lumea pur și simplu nu se mai satură și studiourile de film continuă să o ecranizeze. Lev Tolstoi trece cu măiestrie de la descrierea scenelor bucolice ale moșiilor boierești până la războiul care mutilează oameni și suflete și le scoate în evidență fie latura lor nobilă, fie caracterele sau fața mai puțin luminoasă. Suferințele prin care trec protagoniștii sunt extraordinare și de multe ori trăite cu foarte multă patimă. De asemenea, ca în toate cărțile rusești, găsești inevitabil noțiunea de soartă sau de destin. În Război și pace, oamenii nu sunt eroi, sunt pur și simplu oameni, au probleme și au metecne și cred că tocmai de aceea Lev Tolstoi nu poate să scrie decât capodopere, deoarece înțelegerea lui asupra sufletului uman este de-a dreptul covârșitoare. Romanul începe cu atmosfera franțuzită a saloanelor rusești aristocratice și continuă cu micile lor bârfe și mici drame până când sunt puși față în față cu fața adevărată a războiului. Și iubirile ce se nasc pe fondul acesta al unei lumi care piere. Vă invit să citiți această carte pe care vă recomand cu mult drag. Și pentru că am început cu o carte a unui clasic rus, o să avem un invitat foarte special, consilier, diplomat, directorul Centrului Rus pentru Știință și Cultură, Mihail Davudov. Bine ai venit la Book Media. Mulțumesc, bună ziua, stimate doamnă Culea, bună ziua, stimați telespectatori, mulțumesc pentru invitație. Очень рад находиться здесь, с вами, в этой прекрасной студии. Bucur să fiu aici alături de voi, în acest minunat studio. И принять участие в этом интересном разговоре, который, надеюсь, la acest interesant dialog, care sper că o să vă le placă telespectatorilor dumneavoastră. Eu sunt convinsă că o să le placă și de ce? Vorbim de o cultură imensă și vorbim de... Noi cunoaștem mai degrabă clasicii ruși, mai puțin despre literatura contemporană, dar vom vorbi imediat și despre asta. Însă, ce aș vrea eu să știu mai întâi, de cât timp sunteți în România și cam care au fost primele impresii? Мы поговорим, конечно, о литературе, но сперва я хочу задать вам вопрос, когда вы приехали в Румынию и каковы ваши первые впечатления? В Румынии я уже нахожусь один год. Deja de un an în România. И это не первый мой визит в вашу страну. Nu este prima mea vizită în țara dumneavoastră. Первая моя поездка в качестве рабочая поездка. Dar este prima vizită, ca să zic așa, de lucru. Nu, сказать, что я под впечатлением, значит ничего не сказать. Să spun că sunt impresionat nu înseamnă să spun nimic. Я восхищён Румынией, я влюблён. Sunt entuziasmat de România, sunt îndrăgostit de România. Наверное, это одна из, если говорить o природе, разнообразие природы. Vorbim despre natură, varietatea naturii este una dintre perlele Europei, cu siguranță. Zone,
gori, stepi, pentru care toate rechile, regiunile zonă, posibile, lacuri, râuri, munți, regiune de stepă, tot ce poți să-ți dorești. Здесь колоссальные большие пласты культурные разных эпох. Există de asemenea epoci culturale și istorice foarte diferite pe care poți să le cunoști. Это как один большой учебник истории или энциклопедия, которую Este ca un adevărat manual sau enciclopedie de istorie, что-то для себя новое. Din care poți să afli ceva nou zi de zi. Care sunt activitățile, pentru că dumneavoastră sunteți directorul Centrului Rus de Știință și Cultură, care sunt activitățile, principalele domenii în care aveți proiecte? Какой основной проект центра, которым вы руководите? Российский центр науки и культуры, который мы сегодня Центрул де Штиинца и Культура, pe care am început să-l numim Casa Rusă. Работает в Бухаресте уже более 5 лет. Lucrează la București deja de peste 5 ani. Открыт он на основе межпроектного соглашения. Și s-a deschis pe baza unui acord interguvernamental. Вот, мы являемся, можно так сказать, братом по своей деятельности Culturnova Institutul României. Suntem ca activitate practic un frate al Institutului Cultural Român, care tot noi sperăm să открыется в Москве. Și sperăm că un astfel de institut să se deschidă la Moscova. Ну и, в общем-то, мы занимаемся ознакомлением ocupația noastră principală este să familiarizăm populația României cu știința, cultura, educația rusă și ajutăm la predarea și asimilarea limbii ruse, evident, aici în România. Să înțeleg că aveți cursuri în limba rusă care sunt accesibile? Da, da. Noi organizăm cursuri ca cu sebea. Sigur, organizăm cursuri și la noi, în Casa Rusă. Este ca cursuri și online, și offline. Și online și la fața locului. Кроме того, постараемся помогать курсам или преподаванию языков, dar încercăm să susținem predarea limbii ruse și pe alte platforme, în instituții de învățământ superior, în școli, prin общественных организациях, ONG-uri și așa mai departe. Atunci, astăzi avem un obiectiv comun, să vorbim despre cultura rusă și să ne deschidem în fața unei culturi atât de mari. Dar înainte de aceasta vreau să întreb cât de mare este comunitatea rusă din România? Ну, русских, история русских, русского присутствия здесь, она история prezenței rusești în România. Глубокие корни. Are niște rădăcini vechi. Хорошо известно, что уже 300 лет здесь. Se știe că deja de peste 300 de ani. Порядка 300 лет. Circa 300 de ani. Здесь проживают русские старообрядцы, русские липовани. Trăiesc în România ruși lipovani. И по официальным данным, например, община русских липован. Și după datele oficiale pe care le avem de la ei, насчитывает 37.000 человек. Comunitatea rușilor lipoveni are 37.000 de oameni. Вот, если говорить шире и брать еще всех русскоязычных, которые într-un sens mai larg, dacă îi numărăm pe toți cei care vorbesc limba rusă, сегодня постоянно пребывают в Румынии, это граждане, бывшие граждане și foști cetățeni стран СНГ, ai statelor CSI, то можно говорить, что эта цифра превышает 50.000 человек, это точно. Cu siguranță o să vedem că sunt peste 50.000 de oameni care vorbesc rusa în România azi. Aveți idee cât este și comunitatea românilor în Rusia? Ну, перед приходом к вам я înainte să vin la dumneavoastră, am căutat această informație. Посольство Румынии в Москве. Ambasada României la Moscova.
своем сайте называет цифру около 200 человек. Но это те, спune кто că există circa 200 de oameni la Moscova. Da. 200 la Moscova? Да, да. Ну, я хочу сказать, что я думаю, что румынскую диаспору можно... Ну, наверное, не диаспору, скорее это община или землячество, поскольку оно... Комунитатea румынилор, не знаю, как ебина сей спун диаспора, но в любом случае, эта комунитате... Можно туда включать всех людей, которые говорят, для которых румынский язык родной. Ар требуи văzută ca... Ну, то есть мы не говорим только о гражданах Румынии, мы говорим шире. Cei care vorbesc, care au limba română ca limba maternă, nu ne referim doar la cetățeni români, ci luăm conceptul ăsta mai larg. Suntem rade vam v этом помочь. Ne-am bucurat foarte tare și am vrea să vă ajutăm dacă vreți să faceți asta. Federația, ca și România, Federația Rusă, la fel ca și România, предоставляет иностранным студентам oferă studenților străini locuri la buget în instituțiile de învățământ superior și în fiecare an. Каждый год выделяется там se oferă un număr de несколько десятков таких мест. Burse circa 10 de locuri, dacă nu mai multe. A fost o vreme în România în care foarte mult am făcut limba rusă la școală, după care a predominat mai degrabă valul pentru limba engleză, însă acum, pentru că nu s-a mai studiat rusa, a devenit rusa mai prețioasă în câmpul muncii decât o altă limbă străină, pentru că nu sunt suficienți vorbitori de limba rusă. Este Rusia scindată între tradiție și modernism? Mai exact, mă interesează care sunt zonele care au rămas cele mai tradiționale, dacă ar fi să te duci să le vezi și să simți Rusia arhaică, să spunem. Da, Rusia, конечно же, не общие какие-то тенденции, которые характерны для современного мира, они характерны для России. Contemporană și ele sunt caracteristice și pentru Rusia. Există orașele mari, există capitala, care este super modernă, și care și zonele astea sunt cel mai puternic afectate de globalizare. Dacă ești astăzi la Sankt Petersburg sau la Moscova, tu nu o să simți где-то, ну, вы можете себя ощущать, как в любом европейском городе. Că ești undeva la periferie, ci ești la fel ca în orice alt oraș european. Вместе с тем, și cu toate astea, конечно же, в провинции, desigur, в первую очередь, în primul rând, provincia, существует очень много патриархальных небольших городов. Are multe orășele mici, patriarhale, unde дух, s-a păstrat acel spirit al vechimii, традиционный уклад жизни, o așezare mai tradițională a vieții. Такие зоны можно найти как и в центральной части России. Și astfel de zone există și în zona centrală a Rusiei, cât și mai la periferie. Rusia e cea mai mare țară în lume. Rusia este până la urmă cea mai mare țară din lume și este вот совершенно разные места, где există они, tot felul de locuri отличаются друг от care друга. Diferă între ele destul de mult, начиная от природы, începând culturii, cu diferențe de natură și terminând cu cultură, tradiții, oameni care trăiesc acolo, limbile folosite de acești oameni pentru a se înțelege. Но есть вот такие места, куда вы приедете и вы почувствуете, что вы находитесь в locuri unde veți veni și vă veți da seama că vremea их не тронула. Timpul n-a trecut pe aici, au rămas complet neschimbate. Как есть более такие туристические deși există și zone mult mai dezvoltate din punct de vedere turistic. Есть же и совершенно не тронутый туризм. Dar există și locuri complet neatinse de turism, ca niște rezervații în timp. Dacă tot vorbim de locuri în Rusia și aș vrea să menționez pentru telespectatorii noștri că este o țară atât de mare, care are o suprafață de 72 de ori mai mare decât România și cunoaște 11 fusuri orare, ceea ce este oarecum remarcabil. Și dacă tot vorbim de zone mai turistice, eu sunt foarte interesată ce se întâmplă în Siberia acum, pentru că Siberia face parte din și din noțiunile noastre de tărâm îndepărtat și o cunoaștem, cunoaștem Siberia din cărțile rusești, ale clasicilor ruși, însă nu știm cum este acum, cum este astăzi, ați călătorit acolo?
Ну, я, наверное, не являюсь сибиряком. Eu nu вот. Sunt de fel din Siberia. Однако, конечно же, я бывал Dar sigur că am fost în acele locuri. Самым запоминающимся для меня Cel mai memorabil loc a fost sau călătoria a fost Transsibirskiy magistrali na poezde. Călătoria cu trenul, cu Transsiberianul. Da, это поезд шёл из Москвы, из Пекина в Москву. Cu trenul care mergea din Pekin la Moscova. И вот за время своего пути он останавливался во всех крупнейших городах. În acest drum trenul se oprește în cele mai mari orașe din Siberia. Puteai să vezi toată frumusețea acestei regiuni. Asta este un traseu destul de popular printre turiști, călători. E de-a volnă dragoi. Nu știu să vă spun acum care mai sunt prețurile. Eu am fost în urmă cu vreo 15 ani, poate chiar mai mult. Câte zile ați făcut din Moscova în Pekin? Там, по-моему, 5-6 дней, что-то такое. Dacă nu mă înșel, vreo 5-6 zile. Sigur nu mai puțin de 4 zile. 4-6, iar сейчас точно не 4-6 zile, nu știu sigur acum. Ajunge și la Ecaterinburg? Trece prin Mongolia la Ulaanbaatar după ce traversează Ulaanbaatar, Krasnoyarsk, Omsk, Ekaterinburg și câteva alte orașe. Posibil Irkutsk. Deși pot să mă înșel că a fost mult timp în urmă. Так вот, Сибирь, если мы возвращаемся к Сибири, Dar revenind la chestiunea Siberiei. Наверное, одна из самых красивых Cu siguranță Siberia este una dintre cele mai frumoase locuri din țara noastră. С очень красивыми лесами. Cu niște păduri minunate. Конечно же, первозданной природой, o natură virgină, с большим изобилием богатие foarte mare de животных, animale, o faună incredibilă. При этом там живут очень добрые люди. Și oamenii care trăiesc acolo sunt foarte primitori, sunt foarte buni. Интересная кухня сибирская. O bucătărie siberiană extrem de interesantă și foarte diversă, pentru că ai și pește și carne și niște fructe de pădure locale pe care nu le întâlnești nicăieri altundeva. Сегодня благодаря вот запретам din cauza interdicțiilor de a călători turistic în străinătate în ultimii aproape 2 ani, s-a dezvoltat foarte puternic la noi turismul intern, au apărut foarte multe propuneri și destinații, se creează o infrastructură turistică, hoteluri noi, trasee. Și cred că pe viitor Siberia va fi un loc extrem de popular pentru călătorii, pentru turiști din întreaga lume. Care este unul dintre cele mai nordice orașe unde este frig, este puțin spus, este Irkutsk? Un oraș foarte aspru, știu că... Nu, este Yamakon, dacă я могу немножко неправильно. Yamakon называется... Există o localitate Yamakon? Da, это Республика Саха, по-моему, Якутия. În Якутия. Вот. Но тут очень важно. Я вот боюсь сейчас ошибиться. Ну, по-моему, это так. Mă tem să nu greșesc, dar cred că ăsta este... Слово, туда были экспедиции из Румынии. În care, apropo, au fost oameni care au venit cu expediții venind din România. Da, я знаю двух, по крайней мере, две такие экспедиции. Știu de cel puțin două astfel de expediții. Вот, и одна из них как раз вот до этого населённого пункта, который славится своими низкими температурами. Una dintre ele a ajuns în această localitate care e celebră pentru frigurile, pentru temperaturile scăzute care coboară la minus 60. Și minus 60 e normal. Adică îngheți instantaneu, îți îngheață respirația. Nu, люди там как-то живут вместе с тем. Nu știu, pentru că oamenii totuși locuiesc acolo.
не могу вам сказать, я там сам еще не бывал, но, конечно же, это экстремальные условия. Dar sigur, e vorba despre niște condiții extreme. Природа человека такова, что он Dar может приспособиться. Natura omului este așa încât el reușește să se adapteze. Asta este foarte interesant, că dacă reușim să ne adaptăm corpul, poate că ar trebui să ne adaptăm și altor și condițiilor mentale la fel de puternic. Pentru mine, Rusia este ca o matrioșcă în care vine o altă matrioșcă, mereu surprinzătoare, dar sunt convinsă că sunt multe lucruri care sunt foarte interesante despre Rusia pe care poate noi nu le știm. Ați putea să ne spuneți câteva? Rusia este, знаете, как Вавилон. Rusia e ca un turn al lui Babel. Rusia населяет почти 200 национальностей. Trăiesc peste 200 de sau aproape 200 de etnii. Она, конечно, абсолютно необъятная. Её сложно выразить. E o țară de necuprins și e greu de описать страну, нужно, наверное, să o descrii, probabil ai avea nevoie de foarte mult timp ca să faci asta. Есть сегодня суперсовременные Există pe de o parte și orașe super moderne, за которые испытываешь чувство гордости, потому что cu care te mândrești pentru că в силу там своих профессий, в силу того, что я просто люблю путешествовать. Mie îmi place și să călătoresc și am și meseria asta de diplomat. Eu am fost în ultimii 10 ani în multe țări și în Europa, în primul rând. Și la ziua de astăzi mi se pare că Moscova și Sankt Petersburg sunt printre cele mai moderne orașe din câte am văzut. Cu tehnologii moderne, cu un confort al vieții, cu un transport foarte bun, o viață culturală minunată. И это те места, которые нужно посетить обязательно. Practic niște lucruri care trebuie văzute, trebuie vizitate. То есть, если сравнивать, например, Москву с Веной, то я могу Dacă ar fi să comparăm Moscova cu Viena, eu aș spune fără discuție că astăzi Moscova e peste Viena. Я так говорю искренне совершенно, я в этом уверен. Eu vorbesc sincer și chiar sunt convins, chiar cred asta. Если говорить в дальше, то есть очень много памятников, связанных и мест, связанных с нашей религией, с православием. Există foarte multe locuri și monumente care au o legătură cu istoria noastră, cu religia noastră, cu ortodoxia. Есть на северо-западном направлении, это если în regiunea de nord-vest. Можно ехать от Петербурга, это удобнее всего. Cel mai ușor acolo se ajunge pornind de la Petersburg. Есть остров Валаам. Există insula Валаам. Да, это русский сейчас забыл я слово. В Греции место Afon. Afon, da, este ruski Afon, este echivalentul Atosului, e un fel de Atos rusesc. Și iarăși absolut incredibil, pentru că e această natură nordică care nu seamănă absolut cu nimic, cu mănăstiri, cu schituri. Este Chiji, este тоже место абсолютно Mai există și un alt loc, Chiji, unde дерево созданное чудесные абсолютно церкви sunt bisericile astea de lemn absolut minunate воссозданные вот населённые пункты именно și sunt localități care au fost recreate în mod tradițional din lemn pentru că în mod tradițional în Rusia asta era metoda arhitectura tradițională din lemn. Страна России, она большая, и вот нам, чтобы Русия, desigur, este mare, noi ca să ajungem la Vladivostok, требуется порядка там, 8-9 часов это лёта на самолёте. Se duc, ai nevoie, adică e un zbor de 8-9 ore. То есть это только в рамках одной страны. Из Бухареста в Нью-Йорк столько долететь, а мы летим только вот по своей стране. E cumva echivalentul unei călătorii de la București la New York. În timp ce aici face același drum doar în cadrul unei singure țări.
Камчатка, если вам повезет и вы окажетесь на Камчатке. Так, у вас есть вероятность норок, у вас окажетесь на Камчатке. С вулканами, с термальными водами. Цара вулканилор, cu ape termale. С живой настоящей природой. О натура atât de vie și она очень известна своими медведями. Мы в этом este плане cunoscută prin urcii săi, pentru români asta poate să nu fie ceva de mirare, dar totuși фантастически по своей красоте место. Я улов лок фантастик при фрумусеце аса. Республика Горный Алтай. Республика Алтайул де Мунте. Тоже сейчас очень привлекательное место для человека, который хочет узнать Россию. Это, наверное, лок фарте аттрактив pentru un om care vrea să cunoască și să descopere Rusia. Да, но абсолютно нетронутая природа. O natură neatinsă. Вот вместе с тем есть Калининград, sau, это pe de altă parte, avem регион, который находится orașul Калининград, e o regiune la Marea Baltică. Тоже очень интересное место, de asemenea, своими природными чудесами, минунile sale naturale. И можно продолжать. Și Карелия, discuția Северный asta poate Кавказ, să continue, pentru că ai Карелия, Caucazul în nord, Dagestanul. Очень много достопримечательностей. Foarte multe atracții turistice. Можно посвятить свою жизнь кругосветному путешествию. Poți să-ți dedici viața, de exemplu, unei călătorii în jurul lumii. Столько же времени займет только путешествие по России отдельное. Și la fel de mult timp o să-ți ia și o călătorie doar prin Rusia. Revenim imediat alături de cultura rusă și de toate frumusețile și lucrurile noi pe care le auzim de la domnul Davudov, pentru că urmează Bizaria. Astăzi despre iubiri fatale la Bizaria. Clasicul rus, poetul și dramaturgul Alexander Sergeievici Pușkin s-a născut pe 6 iulie în calendarul iulian sau pe 26 mai pe stil vechi, calendarul gregorian, în 1799, într-o familie de nobili moscoviți. Mama lui Pușkin, Nădejda Osipovna, avea strămoși germani și scandinavi, iar străbunicul lui era un paj african devenit general în armata țarului Petru cel Mare. Cunoscut mai ales pentru romanul său în versuri, Evgenia Onegin, dar și pentru poemele sale, Ruslan și Ludmila, Prizonierul din Caucaz, Țiganii și Călărețul de Aramă, precum și multe alte povestiri, precum Fata Capitanului, Dama de Pică și Cărgeali. Critica regimului despotic impus de țar, Pușkin, pentru a evita deportarea în Siberia, locuiește pentru 3 ani la Chișinău, unde are 10 de aventuri amoroase și participă la mai multe dueluri. Probabil că l-ar fi exilat bărbații din Chișinău dacă n-ar fi plecat singur până la urmă. Maria, viitoarea prințesă Volconskaya îndrăgostită de Pușkin, scria în jurnalul său. Poet fiind, Pușkin a simțit o datorie de onoare în a fi îndrăgostit de toate femeile frumoase și tinere pe care le întâlnea. Tot acolo s-a îndrăgostit de Ludmila, soția boierului Inglezii, de Zamfira, precum și de Calypso, o grecoaică, fosta amantă a lordului Byron. Se spune că Zamfira, ghicindu-i în palmă poetului, i-ar fi spus: vei lua de nevastă o femeie tânără și frumoasă, care nu va face nici cât cizma ta și îți va aduce pieirea. Din Chișinău se inspiră pentru poemul Țiganii. În 1831 se căsătorește cu Natalia Gonciarova, o tânără de 16 ani, cu care a avut ulterior 4 copii. Tatăl ei și-a dat consimțământul abia după 3 ani de la întâlnirea celor doi. Natalia era iubita lui numărul 113, așa cum chiar poetul a declarat. Căsnicia lui nu-i va aduce liniștea, deoarece Natalia avea mulți admiratori, printre care și țarul. Mai mult de atât, apar zvonuri despre presupusa aventură a Nataliei cu francezul Dante, un fost senator, bărbat admirat de doamnele societății ruse de la curte. Pe 27 ianuarie, Pușkin îl provoacă pe francez la duel, duel care are loc pe marginea pârâului Negru, Ciornaia Reca, stabilindu-se o distanță de doar 20 de pași. Era o dimineață rece și mohorâtă. Amândoi bărbații sunt răniți, dar Pușkin va muri din cauza rănii 2 zile mai târziu, pe 10 februarie 1837, la ora 14:45. Orologiul din camera lui Pușkin a fost oprit exact la ora morții și așa a rămas până astăzi. Guvernul, temându-se de represalii, îl îngroapă cât mai repede, fără fast, pe cel care a fost marele poet Alexander Pușkin. Într-una dintre scrierile sale, Pușkin declară: Natalia s-a căsătorit cu mine nu din dragoste, ci pentru a scăpa de morala maicăsii. Figura ei frumoasă și proastă cu timpul mi-a devenit atât de antipatică încât nu știu pe care să-l omor primul, pe Dante sau pe ea.
A fost o mică introducere în lumea lui Pușkin și a iubirii fatale dintre Pușkin și Natalia Gonciarova. Și de ce mi s-a părut foarte interesant acest lucru și de ce am vorbit despre această iubire fatală? Pentru că în poemul Evgeni Onegin este ca și cum ar fi fost predestinat, deoarece și acolo există un duel într-o scenă oarecum asemănătoare, într-o dimineață rece și cețoasă. Spuneți-mi, vă rog, care au fost primele cărți citite de dumneavoastră? Ну, если говорить о русских авторах, то это... Dacă să mă refer strict la autorii ruși, desigur, este și literatura noastră clasică. Безусловно, это Чехов, Достоевский. Чехов, Достоевский, desigur. Если говорить о поэзии, то это... Dacă să mă refer la poezie, atunci, în primul rând... Лермонтов и Есенин. Лермонтов și Есенин. Хотя, конечно, русская литература она очень богата и нормально, литература русская есть форте богата. Наверное, нет писателя, автора. И probabil nu există имен, которые бы scriitor оставили cunoscut, следа important care să nu fi lăsat o urmă în sufletul meu. Чем отличается, я не знаю, вот не могу говорить о программе, образовательной программе в румынской школе. Nu știu cum e programa școlară în România. В русской школе, dar la noi, это обязательный набор книг, которые мы проходим, există читаем, un set obligatoriu de lecturi care se discută, se analizează și acolo intră de pildă și Război și Pace. Все самые основные ключевые și toate cărțile de bază, toate operele importante ale scriitorilor ruși. Сказать, что вот я бы выделил что-то одно и мне greu să scot în evidență un singur. Поменял мою жизнь или что-то autor sau o carte care să-mi fi schimbat viața sau concepția asupra vieții? Наверное, нет. Я читал Poate că nu. Я читал очень много. Când eram mai tânăr, citeam foarte mult și citeam foarte mult în foarte multe direcții și ruși și străini. Ну, каждая книга мне дала что-то немножко, но dar вот și eu cred că fiecare mi-a dat câte ceva, dar poate așa câte puțin. Александр Сергеевич Пушкин стал символом нашей Пушкин, литературы. Десигур, а devenit un simbol al literaturii noastre. Если в Румынии это Михаил Еминеску, то Dacă в România l-aveți pe Eminescu, da, noi... Da, это, da. Это символ наш... Оба романтики, да? Более того, Sigur, День русского un языка, simbol такой și ziua limbii который утвержден Организацией Объединенных Наций. Sărbătoare recunoscută de ONU. Он отмечается 6 iunie. Ziua asta iunie, se sărbătorește pe 6 iunie, în ziua de naștere a lui Pușkin. Ce frumos! Noi știm clasicii ruși, cel puțin câțiva dintre ei, probabil pe cei mai importanți, îi cunoaștem deoarece i-am citit și îi citim în continuare. După cum am spus, nu ne mai săturăm de ecranizări, revenim imediat și cu ecranizările. Dar ce autori contemporani? Pentru că dintre autorii contemporani nu au pătruns încă foarte mulți pe piața noastră, să spunem. Ce autori contemporani ruși ne-ați recomanda? Да, удивительно, в России Русия, каждая эпоха дает целое созвездие представителей вот, культуры, писателей, музыкантов, композиторов, архитекторов и так далее. И современное наше время тоже... Vremurile noastre nu sunt cu nimic diferite și ne dau ocazia să cunoaștem niște scriitori foarte importanți și interesanți. Pentru mine a fost o surpriză plăcută faptul că în librăriile românești poți să găsești foarte multe cărți din Rusia, cărți contemporane. Nu, ни один десяток фамилий я могу назвать. Sigur, pot să numesc destul de mulți scriitori, dar o să mă limitez la cei pe care chiar i-am citit. Похоже, можно приобрести на румынский, переведённый. Care, din câte știu, pot fi cumpărați aici în România.
Это Гузель Яхина, это вот одна из самых вот таких вот последних писательниц, которые написали в importantă contemporană, care это, este Гузель Яхина. Водолазкин, который тоже Евгений Водолазкин, iarăși. У которого очень хорошие продажи в России. И он скритор форте бине котат в Русия. Только, ну и за рубежом тоже активно переводится. Se traduce în multe țări ale lumii. Писатель с такой, наверное, распространенной российской фамилией Иванов. Apoi un scriitor cu un nume destul de des întâlnit în Rusia, Иванов. Дальше можно перечислять наших представительниц женского женщин. Аж мои номи câteva femei scriitoare. Дина Рубина, Дина Рубина, Людмила Улицкая. Я вот когда я был какое-то время студентом, молодым человеком, eram student, я și, mă rog, с увлечением читал писателя Виктора Пасиуне, un scriitor rus Victor Pelevin. Тоже советую познакомиться с его творчеством. Neapărat recomand să vă faceți cunoștință cu opera, cu creația lui. Care credeți că sunt rădăcinile, valorile care au generat această imensă cultură? Я могу сказать, что русская культура, ее, может быть, особенность, культура русса, și poate că specificul ei este aceea că acela că ea a absorbit foarte mult slavianskii corni în ruscă cultură. Avem și rădăcinile slave pe de o parte. Православие, безусловно, avem ortodoxia care a avut o influență foarte mare și un impact foarte mare. Rusia объединяла огромное количество всегда народов и религий. În Rusia au trăit întotdeauna popoare foarte diverse și oameni de religii diferite și avem și o influență musulmană importantă în cultura rusă. Popoarele vecine de asemenea ne-au influențat pentru că rușii niciodată nu s-au jenat să ia cele mai bune, să absorbă cele mai bune influențe și noi știm că o nemțească cultură, franceză cultură, atât cultura germană, cât și cultura franceză au avut influențe foarte puternice asupra culturii noastre și datorită acestei deschideri și capacității de a lua și de a învăța de la alții, probabil a și apărut această cultură care este cunoscută pretutindeni și recunoscută și prețuită. Русские хотят справедливости. Rușii își doresc dreptate și ideea asta de dreptate este o componentă foarte importantă a culturii noastre. Ideea asta merge mână în mână cumva cu religia, cu ortodoxia. Și căutarea acestei dreptăți este результат поиска справедливости – это вот эти произведения, о которых мы с вами говорили. Sau, mai precis, căutarea acestei dreptăți duce la apariția acestor cărți și acestei culturi în care ea joacă dreptatea și ideea asta joacă un rol atât de important. Și mai este ceva, adică în Rusia oamenilor le pasă foarte mult de cultură. Chiar în anumite perioade în care în Rusia era tumult sau era un război, cu toate acestea, cultura tot a progresat. Este ca și cum această cultură rusă progresează în ciuda tot ceea ce se întâmplă. Da, da. Это было всегда в большом почете, поддержка культуры. Да, desigur, cultura s-a bucurat întotdeauna de sprijin, de susținere. De exemplu, dacă ar fi să ne referim la secolul XIX, au fost foarte mulți mecena care au ajutat, au susținut creatori de cultură. Dacă ar fi să ne referim la secolul 20, la zilele noastre, cultura является очень важной составляющей нашей жизни. Cultura rămâne o componentă importantă a vieții noastre și statul acordă o atenție importantă acestui fenomen. Noi simțim asta prin propria, pe pro, prin
cu toți porii pielii noastre, faptul că noi trebuie să păstrăm cultura, pentru că cultura este o parte esențială a identității noastre, a cine suntem. Chiar aici voiam să ajung și o să inventez un cuvânt care o să fie mai greu de tradus. Este o neînfrângere. Este ca și cum nu accepti nimic altceva decât să te ridici, să elevezi spiritul uman pe mai multe direcții, fie că vorbim de muzică, de scriere sau de orice altă formă de artă. Este o persistență pe care o vezi foarte rar la un popor. Da. В общем-то, сама ответственность и, по другой стороне, dedicarea. Да, это как раз идти добиваться цели, несмотря ни на какие сложности. Disponibilitatea de a merge înainte și de a-ți urma scopul în pofida oricăror obstacole, da, cu siguranță asta. Nu скажу, не агрессивность при этом ещё очень важно. Dar important mi se pare de adăugat și fără agresivitate. Cu perseverență. Но преследуя свои цели. Да я не думаю, что у культуры есть какие-то вот. Acum dacă vorbim strict despre cultură, nu știu dacă cultura are nevoie de perseverență ca și cum ar avea niște scopuri, dar какие-то цели как сказать, ну, это доброе, если это цели, то это какая-то это доброе. Sau în orice caz, dacă există niște scopuri pe care cultura le urmărește, sunt niște scopuri bune. Sau cultura este nobile. Un scop în sine atunci când vorbim de Rusia. Sau mai exact, nu există nimic altceva decât să contribui și la cultură. Moscova ocupă un loc fruntaș între orașele cu cele mai bune condiții de trai. De ce acest lucru? Asta nu știam despre Moscova, de exemplu. Cum de s-a ajuns la această performanță? Nu, de gort, cătorii vivește stăliții. E o capitală, totuși. Bășul strănâi. Capitala unei țări mari. Și există o concentrație și a finanțelor. Și toți oamenii, crema societății rusești se adună acolo. Și asta în toate domeniile. Și oamenii ăștia vin, ajung în acest oraș. Aș vrea să mă laud, avem un primar minunat al orașului care are niște proiecte foarte ambițioase, orașul se crește, se transformă, văzând cu ochii, în fiecare an te întorci acolo și vezi ceva nou și în arhitectură și în infrastructura de transport, fie că e metrou, fie că sunt autostrăzi, fie că sunt zone pietonale, străzi noi, trotuare amenajate. Cu alte cuvinte, e ceva absolut fantastic. Eu sunt moscovit și mă mândresc cu orașul meu, am crescut acolo și, sigur, Moscova s-a schimbat foarte mult, nu mai e orașul copilăriei mele, dar e orașul în care vrei să te întorci, în care vrei să trăiești, prin care vrei să te plimbi, orașul prin care poți să te plimbi 24 de ore din 24, 365 de ani pe zi. Există toate condițiile pentru pietoni, pentru gurmanii cei mai sofisticați, există tot ce-ți dorești, la fel și pentru cei care vin la cumpărături, găsești absolut ce vrei, dar găsești și teatre, muzee, cu cele mai frumoase expoziții și spectacole pe care poți să le imaginezi. Sunt convins că locuitorii Bucureștiului sau ai României, fiecare om care va vizita Moscova o să plece de acolo cu cele mai bune impresii. Sunt convinsă că așa va fi și de-abia aștept să ajung și eu în Moscova și Sankt Petersburg, lucru care o să se întâmple cât de curând. Vă mulțumesc foarte mult că ați venit și mi-ați completat ideile despre credința rușilor, credința intrinsecă a rușilor, mai exact aș spune
trăire, aș spune îndârjire și aș spune cultură. Dragii mei, noi ne revedem ca în fiecare duminică de la ora 17. Nu uitați să vă uitați pe site-ul A7 TV, unde aveți știri, aveți emisiunile noastre, tot felul de informații despre vedetele A7 TV. Până data viitoare, lecturi savuroase! Acest program a fost oferit de Maurer Imobiliare.